Bine ați venit la Magic Life, ne pregătim să ne primim invitatul aici în studioul nostru. Vă mulțumesc din suflet pentru interes și mulțumesc și Elena Asigurări de Viață pentru parteneria și încredere. Pentru că nici într-un caz n-aș da. Deci ar, ar, este, chiar, este chiar crimă. Deci dacă cineva face rost de uh, știu și eu, 10 flacoane de uh, toxină botulinică și le injectează, să zicem, în zona toracică, la mușcuri, îi, îl face, poate să producă, poate dăm acum idei. Deci poate să producă stop cardiac la persoana Doamne respectivă ferește. și nu rămâne nicio urmă. Pentru că e doar o injecție mică. Așa, deci apropo de, apropo, de ce nu, nu au voie da, da, da. de ce nu au voie persoanele să, decât medici îndrituiți să intre în posesia unor medicamente sau unor dispozitive medicale dedicate exclusiv specialiștilor cu uh, specialitatea prin uh, rezidențiat făcut acolo, da? Ajutați-vă adolescenții uh, uh, priviți vorbiți cu ei vedeți ce îi apasă îi apasă enorm se consideră tarat, se consideră se coser și aici tot felul de repercusiuni. Așa, stați de vorbă cu adolescenții dumneavoastră, priviți la poziția corpului la, și uh -huh. cereți ajutor. Deci, sunt sunt prea mari urechi, nasuri nas prea mare, buze prea subțiri, deci tot ceea ce iese din normă, da, are indicație adevărată, așa cum ar trebui noi uh -huh. să facem, chirurgii plasticieni să facem mai ales în proporție covârșitoare la indicații adevărate, nu la cele închipuite. Știam, sunt de cupă C și mie îmi trebuie cupă E. Nu, asta e o frivolitate, nu e sănătoasă. De ce se duc oamenii Scapă. La, la niște necunoscuți, doamna doctor? De ce? Pentru bani? Pentru că e mai ieftină procedura? Uh, Sau pentru că e mai da, vizibil? Da, pentru că um, este și o chestiune de educație a celui care cere. Dacă nu are educație, atunci și inspiră mai multă încredere, decât trebuie să fii cu un nivel de educație foarte jos, ca să te duci acolo unde îți faci unghiile. Și apropo, la cosmeticiene, și ele sunt împărțite foarte bine pe specialități. Deci o coafeză nu are voie să facă manicură și pedicură. Deci și, și respectă cu sfințenie aceste sub specialități, ca să spun. Și atunci, cum se întâmplă că oi trece cuiva prin cap să facă așa ceva? Arătau foarte natural și foarte frumoase. Deci, asta este adevărata. Să fii tu, să ai trăsăturile tale individuale, să, să poți să captezi cu un aspect îngrijit, estetic, normal, natural să poți să captezi atenția celui din față cu ceea ce spui tu cu ceea ce prezinți tu în lumea asta e multă imagine e, da, foarte e multă, e multă imagine. imagine, dar încă o dată uh, sunt convinsă că sunt convinsă că acolo unde contează poate la locul tău de muncă pe care ți-l dorești vrei să fii autentic uh, poate în familia ta vrei să fii autentic Poate să-ți găsești un partener autentic. Pentru că dacă nu ești autentică, vei găsi un partener neautentic. Și atunci industria producătoare și-a dat seama că este o nișă absolut fascinantă, cu profituri de miliarde de dolari sau de euro, și că atunci trebuie să pompeze, să inducă în public, atât în rândul celor care cer, cât și în rândul celor care pot oferi, cum ar fi medicii să pompeze dorință. Deci noi suntem niște victime sau cei care fac abuz sunt niște victime ale acestei presiuni. Bun, dragi prieteni, astăzi vorbim despre o, un soi de epidemie mondială. Am văzut foarte mulți oameni care se tem să îmbătrânească, care au o obsesie în a face un tratament. Deja există o industrie întreagă anti-aging. Toți avem mă rog, majoritatea avem obsesia asta să rămânem tineri pentru totdeauna ca în cântecul Alfavil Forever Young. Am invitat-o aici pe una dintre cele mai cunoscute uh, femei medic, este doctor estetician, chirurg estetician, un soi de pionier pentru țara noastră, face meseria asta de dinainte de 89 și după 89 sau de când. Doamna doctor Gian când? De 30 de ani. De 30. Anul viitor, în 2024, voi împlini 30 de ani de când practic această specialitate. Dar da, la medicină am intrat într-adevăr în. Înainte uh, de 89. Înainte deci de Deci a terminat da. școala aia în timpul și după Revoluție și a început să practice chirurgie estetică. Da, așa da, se numește. Exact, chirurgie plastică, estetică. Plastică, și estetică. Și astăzi. Uh, sunt, pare că e nebunie toată lumea, absolut am întâlnit o tânără de 19 ani cu mililitri în buze pentru că nu era fericită cu statutul, am întâlnit o altă tânără de nici 19 ani care a făcut o operație de micșorare de stomac, întrebarea este cât de devreme începem cu povestea asta și de ce ne e frică, da doctor, să îmbătrânim? Sunt mai multe, mai multe întrebări pe care mi le-ai pus toate foarte interesante și într-adevăr deschid universuri, fiecare întrebare e un univers. Dar teama de îmbătrânire, de deci să, să nu uităm că noi parcurgem mulți zeci de ani de pace mă rog, cu excepția acestui război care se întâmplă lângă noi și care este foarte amenințător, dar care nu s-a, din fericire, nu s-a extins, lumea nu are foarte multe preocupări, mai ales lumea urbană. Nu are foarte multe preocupări sau lumea urbană cu niște venituri, că și despre ea vorbim, cei care au această fobie de a îmbătrâni. Este o consecință a competiției din lumea urbană, oamenii se gândesc să, să răspundă acestei presiuni. Pentru unei, a îmbătrâni este o presiune și a nu îmbătrâni este, este o presiune. Și atunci poate să fie și o influență și vedem că într-o lume virtuală se apasă foarte mult pe butonul acesta să nu îmbătrânim, ce să facem să nu îmbătrânim. Pentru că în spate mai există un motor foarte puternic și anume industria producătoare de uh, substanțe și produse anti Acolo, de fapt, de acolo pleacă... Dar um... ele n-au existat dintotdeauna? Nu, de nu, 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 uh, nu, n-au existat. Uh, ele s-au dezvoltat, uh, să spunem că de prin anii 70-80 în uh, Occident și, și la noi apoi după 90 a uh, pur și simplu explodat. Uh, atunci când am început eu vorbeai de pionierat, de exemplu acidul hialuronic, era și toxina botulinică, cel puțin în România, erau vazi necunoscute, și chiar și în străinătate erau foarte puțin cunoscute. Iar de atunci, vedem că, practic, de 30 de ani, ele au explodat pur și simplu. Și atunci industria producătoare și-a dat seama că este o nișă absolut fascinantă. Cu profituri de miliarde de dolari sau de euro, și că atunci trebuie să pompeze, să inducă în public, atât în rândul celor care cer, cât și în rândul celor care pot oferi, cum ar fi medicii să pompeze dorință. Deci noi suntem niște victime sau cei care fac abuz sunt niște victime ale acestei presiuni. Presiunea o vezi pretutinde, o vezi în, în online, în offline. De adevărat, vezi, au apărut tot felul da. de uh, soluții digitale să întinerește. Am văzut aplicații, da. am văzut filtre. Aproape nicio personalitate publică nu mai apare într-o fotografie, așa cum o știi în viața reală. Da. Toată lumea post-procesează, retușează, aplică filtre, face diverse chestiuni de genul ăsta, ceea ce nu e neapărat rău. Întrebarea pe care o am este ce fa de, de, ce ne e? de ce nu vrem să fim așa cum suntem? Um... Pentru că e o chestiune mai recentă, doamna <coughs> doctor. Um, nu vrem pentru că, încă o dată, trebuie să facem față unei competiții unei competiții, competiții dintr-un anumit domeniu. În domeniul artistic, în domeniul. Chiar și în domeniul meu trebuie să arătăm bine, nu? Dacă vrem să practicăm până mai încolo, și eu trebuie să arăt bine, și eu trebuie să mă supun unor exigențe. Deci sunt foarte multe. Domeniul advertising, domeniul showbiz, just naming, toate domeniile cu expunere. Caută să arate tinere și chiar în domeniile non-expunere, cam toată lumea ar dori să rămână activă până mai încolo, pentru că nu, bine, poate nu toată lumea, că sunt foarte mulți pensionari foarte tineri, dar sunt oameni care vor să arate bine ca să-și păstreze locul de muncă și un loc de muncă bine plătit. Și atunci dau curs acestei. Nu? deci pentru ei e o cerință uh, de a rămâne, de a rămâne tineri. iar alții pur și simplu o fac pentru că uh, suferă de această presiune pe care uh, o presiune care vine din, uh, din modă, da? din, 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 din trendul acesta, hai să, fac, să fiu și eu ca prietena mea XYZ și să fiu și eu uh, de ce? să nu totuși vine păstresc. de foarte devreme? văd fete de uh, final de liceu, care sunt, se nasc complexe atât de vreme Sau? Continuând, continuând întrebarea. Deci, pe de-o parte, oamenii nu... Unii oameni, încă o dată, oamenii din, din mediul urban și din, dintr-un mediu competitiv, ei au problema asta și nu numai în România, dar peste tot. Uh, și cu cât ai mai mulți bani și uh, știu, sau, sau n-ai bani și vrei să ai, cu atât mai mult vrei să rămâi mai mult tiner, tânăr, ca să arăți vital, să arăți dezirabil, să nu te dea afară sau să nu te excludă din mediul tău pe uh -huh. care îl dorești, pentru că ai îmbătrânit. Sigur că nu se va pune problema asta la persoane foarte, care țin la autenticitate, da? Deci și nu știu, niște prieteni de o foarte mare valoare care sunt toți, îmbătrânesc toți și poate aceia nu doresc, pentru că ei pun foarte mult preț pe autenticitate. Dar cine nu pune preț pe autenticitate, ci mai degrabă pe uh, a, a te arăta tânăr ca să fii cât mai mult în lumea, în lumea reflectoarelor, atunci vrei neapărat să, să te menții tânăr și atunci faci, faci tot felul de tratamente. Deci, asta este motorul tău care te mână pe tine. Apoi este industria din spate care împinge pe toată lumea să-și dorească și care e foarte puternic, un motor foarte puternic. Și pe de altă parte. Este această părăsire a zonei, să spun, de 50 de ani, nu grupul de 50 de ani, sau care ar fi un grup îndreptățit să înceapă să facă, sau 45, îndreptățit să facă ceva ca să arate mai tânăr și mai bine, ceea ce cum spuneai, nu e întotdeauna rău că vrei să arăți bine, dar trebuie să arăți bine natural, ca și cum nu ți s-ar fi întâmplat mare lucru și așa îmbătrânești tu, fără vârstă și plăcut. Dar se întinde această zonă până când ajunge la tineri, la tineri tot mai tineri. Și asta înseamnă 18 ani, poate chiar mai puțin, pentru că și ei simt presiunea, simt presiunea înainte, înainte, acum 10 ani, dacă făceai un sondaj de opinie pe stradă, adolescenții care doresc să fie autentici și pun foarte mare preț pe autenticitate, nu doreau să se transforme. Între timp, motoarele astea puternice, cultura hoardei online sau stimulată okay. încă o dată de industrie, a început să facă, să devină Important ca și tu, deși n-ai nevoie, să vrei să ai buze mai mari, pomeți mai, știu și eu, exagerați sau sâni mai mari și, guess what, întâlnești poate pe mama ta sau pe mediul tău familial care și ele au această, au făcut poate acest lucru și găsesc că este popular să fie, să să se înțeleagă bine cu noua generație și să sprijine această lipsă de autenticitate. Aici vorbim doar de cazurile cu adevărat frivole. Ce înseamnă frivole? Frivole este când ai și îți dorești. Să epatezi, să exagerezi. Să. Adică, arăți, de exemplu, nu ai nevoie întreba... și faci treaba asta. Dar sunt și cazuri care au nevoie. Și atunci da. da nu e vorbim justificat. despre cei care au nevoie, vorbim despre cei care se îmbunătățesc pentru că ăsta e trendul, trebuie să fii cumva. M-am uitat, nu mai știu, sunt, sigur, funcționează, le puteți vedea oricând la un clic distanță. Sunt vedete de televiziune care și-au făcut tot felul de operații, de... Uh, ar fi de vorbit despre asta. L-am văzut pe Simon Cowell, care, pe care nimeni nu știe pentru cum arată, ci pentru cât e de acid și de asumat. L-am văzut pe uh, Vladimir Putin, chiar. E interesant de vorbit. E un trend la bărbați mai nou. Spuneți-mi ce... Ce se întâmplă? Ce se caută cel mai mult acum? ce își fac oamenii? Apropo de... de își, fac, își fac toate nebunile, toate, tot tipu, toate tipurile de, de intervenții estetice. Mă gândeam la... Și apropo de, apropo de aceste la adolescenți. Tocmai pentru că imaginile sunt filtrate în online și fetele, sau poate și băieții, dar e un trend da, așa. așa și dacă spuneam că acum 10 ani nu doreau să se schimbe, acum probabil mult mai mult mai mulți elevi de liceu de exemplu eleve de liceu doresc să se schimbe deci iată că s-a împământenit faptul că ai putea să-ți pentru că eu ar fi ok să faci, așa? Mm -hmm, mm -hmm, și mm -hmm. um, și deci acum s-a ajuns moda asta, aș putea spune nefericită, și aici exagerările. Simon Cowell, am văzut cum s-a transformat și a întărit foarte mult treimea inferioară și a pus în evidență treimea inferioară a feței printr-o bărbie foarte lungă, osoasă, evidentă și niște mandibule foarte s-ar putea ca să se fi gândit că așa se impune el mai bine, să fi fost o cerință a eului interior să-și facă și exteriorul cum este dar înainte era așa de natural de dulce, de, da, pe de așa și-a făcut nu știu ce, că se aici marioneta da, deveni marionete și dar, cred dar că de acolo a pentru, pornit, pentru nu? asta poți să, să faci un lifting sunt chirurgi foarte buni în lume care pot să-ți facă un lifting cervicofacial fără să se vadă că, fără să se vadă că ai făcut un lifting cu tăietură. Să fie ca și cum e naturală, adică tu n-ai îmbătrânit, nu ți s-a lăsat gâtul, nu ți s-a lăsat linia mandibulară și, fără îndoială, care are foarte mulți bani să ajungă la chirurgii aceștia. Dar și aici este greu, pentru că ies în față chirurgii cei care fac operații foarte vizibile, dramatice, foarte, ne, de fapt, nereușite. Pentru noi, idealul în chirurgia plastică-estetică este să, să faci corecții. Dar să se creadă că sunt naturale, că așa te-ai născut no, tu frumos dar nu mai și, așa și așa ai rămas tu frumos. Pe de altă parte, nu toate operațiunile, nu toate aceste gesturi le fac uh, chirurgii. Da. Um, Acum, toată lumea are undeva un colț de stradă un cabinet de așa-numită estetică, da. în care, eu am văzut, știu sigur da. că, nu știu dacă... O sunt... tragedie mondială, aș putea să spun. Serios? da. Um, în sensul că noi, chirurgii, fiind ocupați cu tot felul de intervenții, am uitat să fim, am uitat și nu ne dăm seama că, de fapt, ni s-a furat de sub picioare, de fapt, în detrimentul pacienților, că despre ei este vorba, despre siguranța pacientului, fix acele. Uh, intervenții care sunt chirurgicale, chiar dacă sunt făcute cu acul, tot chirurgicale sunt. Deodată, uh -huh. ce se pune o proteză? Pentru că acidul hialuronic este o proteză uh -huh. sub formă de gel, dar este o proteză. El este un fel de burețel pe care odată sau care odată introdus în țesuturi se absoarbe apa și se mărește. Pur și simplu e un, e, așa este și este un dispozitiv medical. Deci să nu uităm că aceste dispozitive medicale, aceste proteze sub formă de gel introduse cu acul sau cu canula aparțin fix specialității care este îndrituită și um, instruită să facă modificări de trăsături umane, adică în chirurgia plastică estetică. Și toxina botulinică este un medicament. Toxina botulinică, dacă o folosești overdose, da, și poți să omori un om, pentru că produce paralizia mușchilor respiratorii. Sau alte paralizii. Deci, aceste, aceste dispozitive medicale, cum este acidul hialuronic sau alte produse de umplere, adică de creștere în volum a țesuturilor, sau medicamente, cum este toxina botulinică, trebuie să fie și ar trebui să fie lăsate numai pe mâna medicilor, să se dea cu rețetă și nu orice doctor, ci numai doctorii care au în specialitate schimbarea trăsăturilor. Cine sunt acele, acele specialități în România? Sunt uh, chirurgia plastică, estetică și microchirurgia reconstructivă și la nivel facial, chirurgia bucomaxilofacială. Punct. Deci, în rest, uh, sigur, mai sunt mici corecții care, dacă și-au și, -au, au, au și uh, dermatologii un curicul pe undeva, în curicul a pus un modul, cum că dacă sunt cicatrici, ar putea să injecteze. Da, dar dermatologii se ocupă cu boli de piele. Deci atunci când ai o cicatrice și ai vrea să îmbunătățești cumva țesutul acolo, hai, să zicem, dar n-ai voie să faci buze, n-ai voie să transformi trăsăturile omului, nu este la tine în nu este la tine în specialitate cunosc chirurgi plasticieni care au dublă specialitate. Întâi au făcut dermatologie, au văzut că într-adevăr ar vrea să facă schimbare de trăsături și au făcut și ei a doua specialitate. Deci eu nu pot să prescriu, deși și eu mă ocup cu pielea, dar eu nu pot să prescriu tratamente de psoriazi sau de alte boli pentru, doar pentru că mă ocup cu pielea, nu, eu trebuie să studiez specialitatea de dermatologie uh -huh, uh -huh. și așa mai departe, exemplele se pot extinde la stomatologi, mai citesc așa în reclame prin revistele astea glossy, uh, din pasiune fac, sunt stomatolog și din pasiune fac augmentare de buze, wait a minute, nu faci din pasiune, faci pentru, pentru că bani? tu nu ai... Suficient de mult succes pe specialitatea ta Pentru că probabil în specialitatea ta ai neglijat-o Și în schimb s-ar părlează în alte specialități Păi de ce nu faci din pasiune, nu știu Malformații de membre Pentru că nu sunt, nu sunt bănoase și pentru că chiar nu-i specialitatea ta. Bun, Noi de... când avem pasiuni de genul ăsta, ne ducem la școală. Noi nu putem face medicină uh, din pasiune uh, sau uh, sau de, un, face... un, sau politii, nu? Parca și el vrea să facă chirurgie din pasiune. Păi aceste, aceste specialități, aceste profesii... ce tipul ăla, apropo? Uh, acel, uh, acea persoană care era de un tup, pentru că probabil avea probleme, probabil nediagnosticate, uh, Nu. Um, psihice, pentru ca să fii, să fii nimic, să fii fără nicio ocupație și să vii cu cuțitul în apropierea în toracele pacientei, întoracele unui om, nu să fii aproape cu cuțitul de inimă și tu să nu fii nimic, înseamnă că nu înseamnă că de tine trebuie să se ocupești niște psihiatri, că ai o patologie. Bun, așa, ce s-a întâmplat? A, cu el a acesta fost este condamnat un un tip care a reușit, operații... așa cum a reușit să pătrundă în sistem, dându-se drept medic, medic și dându-se da. drept chirurg, cu brio, așa pot să spun că cu brio a pătruns în sistem, scăpând de orice filtru. Noroc că noi doctorii l-am, și vreau să spun că este meritul soțului meu, dar și al meu, pentru că l-am văzut și l-am, am, am făcut sesizare la Colegiul Medicilor, uh -huh. a, așa, a, a fost condamnat, a fost condamnat în România, între timp ce să vezi, el fugise în Italia, și uh, acum am înțeles că s-a cerut extradarea lui ca să uh, dar nu știu dacă nu cumva italieni au spus că să facă pușcăria la ei. Asta nu mai știu exact, nu mai nu rețin, dar în orice caz el pendulează așa încă uh, pentru că ar trebui să vină aici să, să și spășască ispășească pedeapsa în România. Bun, revenind la de ce nu vrem dar, să împărtăimim? Dar deocamdată scapă. scapă. Deci scapă. scapă, scapă. Deci acești infractori... De ce se duc oamenii la, la niște necunoscuți, doamna doctor? De ce? Pentru bani? Pentru că e mai ieftină procedura? Uh, Sau pentru că e mai da, vizibil? Da, pentru că um, este și o chestiune de educație a celui care cere. Dacă nu are educație... Atunci și inspiră mai multă încredere decât trebuie să vii cu un nivel de educație foarte jos ca să te duci acolo unde îți faci unghiile, Și apropo, la cosmeticiene, și ele sunt împărțite foarte bine pe specialități. Deci, o coafeză nu are voie să facă manicură și pedicură. Deci, și, și respectă cu sfințenie aceste specialități sub specialități ca să spun și atunci cum se întâmplă că oi trece cuiva prin cap să facă așa ceva bun, deci paranteza fiind închisă înseamnă că tu atâta, atât, atât orizont de cunoaștere ai ca să te duci la o persoană la care te duci să-ți faci unghiile sau părul Bine, sau să nu știu nu, ce. De obicei ce sunt să facă femeile și care asta. curăță fața, sunt cosmeticienele, da. de obicei acestea da. sunt deci, cele care spun aici ar merge puțin, hai da. să-ți fac nu știu ce. Și atunci dacă tu nu ești, adică dacă chiar nu știi că prin că o cosmeticiană sau oricine, nimeni cineva nu poate să introducă un ac în tine, deci dacă tu nu știi, dacă tu în viața ta, în școală, nu te-a învățat nimeni sau în familie Că nimeni nu poate să introducă un ac în tine. Și aici, apropo, și de tatuaje, nici astea nu ar trebui lăsate, pentru că oamenii se pot îmbolnăvi de hepatită, de sida, de uh, plus uh, multe sunt cancerigene, mulți pigmenti s-au interzis, de exemplu, roșu e interzis pentru, pentru că, uh, că e cancerigen, da? Deci, nu ar trebui să lași. Noi, ca părinți uh, sau ca educatori, nu ar trebui, ar trebui să învățăm. Copiii noștri, pe copii, să nu lase pe nimeni să introducă un ac sau ceva tăietor sau chiar și laser, că și ăla e o rază uh -huh. care taie, da, da. Da, da, da. ăla nu e cu sânge, dar tot taie. Deci nimic să nu-ți intre pe sub pielea ta, te duci atunci la medic și atunci măcar ești pe partea safe din punct de vedere în grave, care pot să te lase... Handicapat pe tot restul vieții, și nu numai că îl lasă pe o persoană, dar noi toți plătim pentru o boală cronică, cum ar fi hepatita sau sida. Sau, da? Deci, noi toți susținem, suntem solidari, cum e și firesc, cu acești oameni care sunt bolnavi cronici. Deci, devine o povară pentru el, familia lui și pentru societate. Bun, dar oamenii nu știu la ce se expun. Ei se duc pentru că vor să fie da, mai că frumoși. Pentru nu au educație. Că dacă ar avea educația asta, de care vor, noi două vorbim acum, nu lași pe nimeni să îți facă un tratament mai deasupra de piele sau de unghie sau de păr, atunci... Ar ști toți copiii, așa cum copiii sunt acum învățați: nu te duci cu necunoscuți sau nu accepti, nu știu, băuturi nedesfăcute uh -huh. datorită nu, problemelor de droguri și așa, așa îl înveți, nu are nimeni voie să se atingă de tine, cu excepția unui medic. Dar, pe de altă parte, când cineva îți spune: Hai că nu durează, da, că e așa, atunci te lași influențat, ești cum se spune, sub influența unei persoane cu autoritate, în ce măsură îi conferi tu autoritate acelei persoane și te lași influențat. Fie că ești, bine, când ești la cosmeticiană, parcă ți-e mai ușor să spui, da. să spui nu dar când ești pe scaunul unui stomatolog, îți vine greu să spui că el e cu freza în dinți uh -huh. și zice, de păi să-ți mai fac și un pic de buze, nu vrei? Și atunci tu, săracul de tine, mai de frică, mai de dorință, poate accepti și nu e specialitatea lui. Că dacă se întâmplă ceva greșit, bine, în afară de faptul că avem evaziune fiscală, deci, de ce suntem noi săraci? Pentru că nu avem integritate, este lipsă de integritate. Lipsa de integritate și corupție duce la sărăcie. Și atunci, stomatologul, de exemplu, sau oricare alt medic, pentru că nu e în specialitatea lui, nu dă bon. Deci să nu uităm că aici sunt, e vorba de foarte mulți bani. Mm -hmm. Și uh, toate uh, și-ar trebui ca și organele care controlează fiscal. De uite pe internet. Cine este prestatorul? Păi stomatologul. Păi stomatologul nu are voie ia să mă duc eu să văd. Ia taie el bon. Nu taie, pentru că nu e specialitatea lui. Nu taie bun, nu poate despăgubi pe um, pacient dacă îi se întâmplă ceva pentru că nu are malpraxis, pentru că malpraxisul, asigurarea de malpraxis se face numai în cadrul specialității care are voie să facă acele acte medicale. Eu nu pot să cer malpraxis de neurochirurgie, de exemplu, unui urolog. Pentru mm -hmm. că nu e specialitatea lui. Te ne dacă... întoarcem la oamenii de rând care vor să fie frumoși, da. vor să fie tineri, vor să și fac tot felul de gesturi. Sigur, unde, cum, cine, este o discuție lungă. De ce este întrebarea? De ce nu? E, e o isterie? Adică toată lumea vrea să cumpere creme minune. Este o piață extraordinară, dar, pe de altă parte, maica mi-a spus la un moment dat, da, să știi că femeile de astăzi arată mai tinere decât cele de pe vremea mea. Da. Deci e clar că au efect, totuși, unele dintre dintre aceste lucruri. Aici, iarăși avem, așa, revenind la persoanele fără, fără diplomă de medic, mm -hmm. care fac tratamente cu acul sau cu laserul ajunge să sune la 112 pentru exercitarea ilegală a unei profesii și persoana respectivă este oprită din practicarea și nenorocirea altor persoane. Da, deci atât, e foarte simplu. Noi ești doar cazuri unul de oameni care au sunat să În, aici noi trebuie să ne trezim ca, să asta, ca da. persoane care avem responsabile, care avem grijă de noi și de uh, concetățeni, pentru că uh, am scăpat eu, dar următorul poate nu scapă. Și să alege cu hepatită C sau cu HIV SIDA. Da? Și uh, poate l-am pe conștiință fără să știu, pentru că eu nu am făcut Gestul care trebuia, să sun la 112 și să uh, oprească persoana respectivă din a face lucrurile astea. Uh, și, da, poate că persoanele de astăzi arată mai bine, pentru că, în general, confortul a crescut pe de-o parte. Nu mâncăm, poate mai bine, poate că uh, știu și eu. Uh, Um, dormim mai. Bine. Dormim mai bine, mergem în vacanță, mai mult și pe de altă parte poate ne expunem mai puțin la soare. Să nu uităm că și noi și părinții noștri ne stăteam și ne prăjeam la soare Corect. copios. Uh -huh. um, ceea ce s-a dovedit că pentru piele nu e bine și uh, femeile uh, îmbătrânesc mult mai uh, mult. Și poate mama s-a uitat în mediul urban. Încă mediul rural nu prea ai ce să te mai mm -hmm. uiți pentru că cele bătrâne, că au, au cam biologic că au uh, părăsit uh, mm -hmm. uh, lumea asta, iar ceilalți tineri sunt în străinătate, nu prea mai e la cine să te uiți în, în mediul uh, rural, acolo unde munca la câmp ar fi putut să mm -hmm. producă o bătrânire uh, precoce și drastică. Uh, dar uitându-ne în orașe Marea majoritate a, sau foarte mulți din, și poate că nu, nu știu dacă se duce neapărat în piață mama uh -huh. la, să o observe. Depinde pe ce șantioni uh -huh. observi. Dar dacă observi pe cei din jurul familiei noastre, uh -huh. așa, în insula noastră, probabil că sunt sunt deja, fac lucruri, cum ar fi toxina botulinică, acidul hialuronic. Astea sunt cele mai cerute, doamna. Ce înseamnă PRP? PRP este platelet rich plasma sau liftingul vampirului. Ce este, este? Un, 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 cel mai, să spun, un, un, tratament simplu regenerativ, mă rog, simplu, nimic nu e simplu în medicină, asta înseamnă știință, înseamnă aparatură, înseamnă indicație în care dintr-o dintr cantitate mică de sânge se prepară un produs, deci este un produs autolog al pacientului, care conține mulți factori de creștere. Se face un concentrat de plachete sanguine, de trombocite, de plăcuțe sanguine, cum mai știe lumea, din sângele nostru. Acestea se desfac și pun, eliberează factori de creștere. Factorii de creștere sunt niște stimulatori pe care noi avem, factori tisulari pe care noi îi avem în organism și care stimulează fibroblastul, cel care produce colagenul, stimulează foarte multe celule și procese de reparare și întinerire, regenerare. Adică da? se iau o cantitate de sânge da. într-o eprubetă, da, se exact. pune într-un aparat, exact. se concentrează ceva din ce se e deja acolo, Așa, exact. se îmbunătățește da. și apoi se reintroduce. Nu, nu, nu se îmbunătățește nimic. Ele însele se spar, că dacă faci trombocite, injectezi, trombocite nu să se întâmple asta. Dar dacă în procesul acesta, ele, 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 ele eliberează factorii pe care îi conțin. Trombocitele conțin factori de creștere, care sunt niște optimizatori pentru celulele în care sunt injectați și pentru uh, anumite procese fiziologice și de mm -hmm. reparare. Și atunci ajută fibroblastul să funcționeze mai bine sau să se mulțească, ajută colagenul, ajută elastina, ajută vasele de sânge, ajută o mulțime de procese care cu timpul în corpul nostru încetinesc. Cât și e un tratament PRP? Depinde, depinde de cine îl face, Un... dar uh, probabil 200-300 de uh, euro poate să. Uh -huh. Cam așa costă. Și asta e. Se poate face oricând, de către oricine? Scopul uh... este? Sau are contraindicații? Sau nu, cum? nu se poate face de către oricine. Trebuie să fie în clinici autorizate. De DSP, deci în clinici medicale. Uh -huh. uh, nu, și... nu, în sensul de pacient. Poate fi oricine ah, uh -huh. are vreo contraindicație. Adică pui 300 de lei și te duci și faci asta, și arăți mai tânăr cât timp. Și cine uh, poate nu, primi un în primul rând trebuie data. să faci trebuie să aibă o indicație sunt petele hiperpigmentare sunt, adică petele uh -huh. care ți apar sunt după soare de exemplu cicatricile îmbătrânirea acestea sunt uh -huh. indicații pe care cineva le poate primi și în urma acestei indicații în clinica respectivă, da, pot să facă și chirurgii plasticieni, fac fac și dermatologii, fac uh -huh. și uh, mai ales acele specialități medicale care au de-a face cu patologiile pe care eu le-am uh -huh. le uh -huh. descris uh -huh. înainte. PRP-ul acum se face foarte mult, de fapt, are, are o, o varietate de, uh, de indicații și de. Uh, situații în care se repare în stomatologie uh -huh. în ortopedie uh -huh. deci chiar și acolo tot și, ce... în de și, acus și în frumusețe atunci că repară petele și... re poate ridica, poate ajuta în tratamentul chi, uh, cicatricilor. cicatricilor adică ce poate face la o cicatrice veche? O, de asupli, o asuplizează, încearcă să transforme țesutul de acolo într-un țesut mai aproape de țesutul normal, de pielea normală. Mm -hmm. Cum arată o, o pacientă care, să spunem, are um, foto îmbătrânire cutanată? Deci, uh, așa denumim noi îmbătrânirea, pentru că e produsă uh, și de expunerea la, la soare. soare. Mm -hmm. uh, Apare cu o îmbunătățire a structurii pielii în general. Uh -huh. Deci, nu poți să spui că aici nu mai are riduri, dar, în general, fața e mai elastică, mai strălucitoare bine nu după un singur tratament, ci după mai multe tratamente uh -huh. se îmbunătățește calitatea pielii, ea este mai puțin predispusă să se rideze, uh -huh. pentru că nu mai este atât de rigidă de subțire și imediat lasă să se vadă ridurile, care riduri sunt de fapt expresia contracturii musculaturii de uh -huh. de pe o piele subțire, subțire și lipsită de elasticitate, uh -huh. așa dacă uh -huh. îi dăm un o chiar și cercanele pot un pic să se amelioreze uh -huh. pentru că ele cresc în grosime și pielea puțin deci Practic, ajută la o piele mai bună. Asta este PRP-ul. Isular, histologic, uh -huh. nu numai că am pus o cremă și arată cumva fața mai netedă. Dar cremele astea, care e rostul unei creme? Și ele, unele dintre ele, sunt la niște prețuri amețitoare. Da. Uh, întrebarea este, sunt uh -huh. ele efective? Au ele un. Uh, un efect așa cum se crede, cum scrie pe ele? Aici trebuie să inviți un coleg dermatolog, pentru că așa cum am spus, că ne respectăm specialitățile. Bine, acum vorbesc cu femeia, Nu, dar vreau să spun că eu nu pot să dau o părere specializată în ceea ce privește cremele pentru că noi folosim foarte puține creme. Noi plasticienii uh -huh. folosim poate creme antiinflamatorii postoperator, uh -huh. um, folosim creme anestezice uh -huh. pentru um, pentru ceea ce avem și da. Odată ce pui o cremă, ea pătrunde într un anumit grad, nu? O cremă uh -huh. anestezică face să îți amorțească, uh, să anestezieze o, da, da, o zonă, o, o zonă uh -huh. din, din piele sau, și chiar din țesuturile subiacente puțin. Deci au o penetrare. Uh -huh. uh, Antiinflamatorul are o penetrare, că uh -huh. îl pui pe articulație, nu știu ce, sau pe zona uh -huh. care... Uh, dar... De aici și până la a spune că o cremă aplicată de lungă se menține tânăr, mie mi se pare o exagerare, dar din nou nu este neapărat bucățica mea. Noi nu credem noi de aceea există chirurgia. Dacă, dacă cremele acestea ar face Minunile aceste minuni, pe care le scriu chirurgia, pe cutii, chirurgia, chirurgia nu mai plastică și regenerativă nu ar mai exista, dar ea există tocmai pentru că oamenii cu creme sau fără creme îmbătrânesc. Deci cremele au o, au o, o acțiune limitată. Dar, în același timp, au o acțiune, poate și placebo, că și placebo e important, nu? dacă uh -huh. eu pun în fiecare zi, nu știu, un pic de lanolină, deși lanolina conține și ea, e grasă, nu? uleiul de... Uleiul de uh, măsline are uh -huh. și el efectul terapeutic. Deci, s-ar putea ca eu să pun un, acest ulei de măsline, care poate mie pentru tenul meu chiar e binevenit și îl investesc cu o forță psihologică, că el îmi face chiar mie foarte bine, și s-ar putea ca sub acest acest uh, uh, cu asemenea puteri, uh -huh. unele adevărate, unele uh, uh, date de noi psihologic, chiar să-mi facă bine o vreme, dar nu cred că a putut cineva cu o cremă să arate să arate bine la, nu știu, 80 de ani să spună uh -huh. că nu m-a datorită cremei. Probabil că a avut și un bagaj genetic. Dar da, dacă vrei să dai cu cremă o cremă care după părerea mea, ar trebui să-ți o prescrie medicul dermatolog, uh -huh. pentru că este o întreagă știință de. Acum da, spre... sunt deja foarte multe produse dermatocosmetice. Da. Sunt la granița uh -huh. între dermatologie și cosmetică și au efecte unele sau sunt da? doar în mințile noastre. Nu și știu foarte ce. Să zic. Mult marketing. Și foarte, foarte mult, mult marketing. De exemplu, la ce să se uite cineva? Iată, mă da. interesează. Da. La ce spătuiți să se uite oamenii când vor să investească într-un uh -huh. produs de genul acesta? Deci, de exemplu, un produs dermatocosmetic, poate mai puțin cunoscut, și care costă o căruță de bani. Eu și îl iau dintr-o clinică. Uh -huh. Eu m-aș duce să mai cer părerea unu, la un, uh, încă unuia sau uh, doi medici dermatologi să vă doare merită crema aceea atât de mulți bani sau este doar uh, clinica respectivă care cu marketing foarte dibaci reușește să uh -huh. inducă anumite. Pentru că dacă verifici și uh, știu și eu, sunt de mai, părere de mai mulți medici care sunt neutri nu cei care uh -huh. îți vând produsul, s-ar putea să vrei să investești în respectiv. Uh -huh. Eu nu știu că nu prea folosesc, că nu, uh -huh. eu nu, eu, nu că nu prea, eu nu folosesc creme. Dar eu folosesc doar uh, procedeile noastre, toxină botulinică, acid hialuronic, PRP, adică PRP, uh -huh. liftingul vampirului. Am făcut și metoda pe care eu însă mi-o fac uh, pacienților și care, i-am uh, care ea, ea, să spun așa, îi sunt... Uh, Uh, Mama, eu am uh, fost cea care am publicat uh, uh, metoda numită Adipoleza Rejuvenation, care uh, e o metodă originală care combină uh, transferul, transplantul de țesut adipos la nivelul feței cu laser cu bioxid de carbon și PRP la un loc, sub anestezie generală. Deci este o un tratament chirurgical închis regenerativ care îți asigură pentru cel puțin 5 ani o înfățișare mai tânără cu mulți ani față de cum ai venit, tocmai datorită forței regenerative a celor 3 uh, agenți foarte puternici, cum sunt țesutul adipos care conține celule STEM propriu, țesutul mm -hmm. uh, adipos propriu, laserul cu bioxid de carbon care pe de-o parte înlătură un strat de celule moarte și regenerează dar are și rol stimulativ pentru grăsime, atât cea uh -huh. pe care ai transplantat-o cât și pentru ale tale proprii și PRP-ul care este un alt factor regenerativ care îi ajută pe cei doi. Deci uh -huh. fac o, un grup de prieteni, ca să nu spun o gașcă uh -huh. de forțe foarte puternice regenerative cu multiple efecte atât de volum cât și de cât și de histologie, adică histologie în sensul de structură tisulară. Și când spun lucrurile astea, spun bazându-mă pe dovezi prin cercetare. Am cercetat mult cu institute de prestigiu de la noi din țară și am demonstrat că așa se întâmplă într adevăr. Deci dovezi științifice, nu numai că Da, um, dar oamenii vor repede. Stăim da. în repede. perioada lui Slide, Asta așa. Da, repede. Hai, Asta e destul punem de repede. serios, da. adică în cât timp îți revine și cât costă un astfel de tratament uh, de costă câteva mii de euro. Așa. și um, nu se face. Da, este, într adevăr. Uh -huh. Medicina costă, by the way. Deci nu există act medical. Numai noi am rămas de demult, așa, de pe vremea... Adică dacă cineva um, îți oferă un act medical ieftin, să știi că e ceva neregulă da, cu el. ceva e neregulă, ceva mm -hmm. e neregulă. Ceva n-a îndeplinit, cum să spun, ceva n-a îndeplinit cerințele, ceva n-a îndeplinit pe deplin cerințele. Și trebuie să te întreb ce anume n-a îndeplinit, că acte medicale și foarte bune și foarte ieftine și cu expertiză atenție pentru că eu mă ofer și expertiza uh -huh. mea de aproape 30 de ani uh -huh. și mă ofer ceva, îngrijire cu mână proprie deci în momentul în care eu am preluat pacientul, eu îl duc până la capăt nu deleg pe nimeni să îmi îngrijească pacientul chiar dacă e pansament, control sau orice-o fi, uh -huh. eu mă ocup ceea ce puse una la una după cealaltă uh -huh. toate împreună Um, cred, că, cred că e o investiție bună. Pe de altă parte, spuneam mai devreme că umblă, dacă deschizi orice pagină de net și te uiți, sigur îți apare un pop-up un da. la ceva. Da. Cum să selectezi informațiile pe care le primești? Te uiți la înainte și după. Te uiți la un tratament de uh, știu eu lifting, de și ți se pare fabulos. Și la tine nu este așa. Sau te duci, te duci oriunde, te duci după oricine, asta e nu. întrebarea. În primul rând, uh, îți atrage atenția pentru cei care navighează foarte mult uh -huh. pe internet. Um, da sigur că astăzi mă gândesc că de acolo ți iei cam iei multe informații. Cele mai multe, da. Așa. Uh, ai o problemă. Deci nu te uiți că ai vrea și tu bluzița respectivă. Te uiți la, în primul rând, care e cerința ta, care e nevoia ta, ce necesitate ai tu. De exemplu, vreau să întineresc. Dacă vreau să întineresc, atunci poate că într-adevăr caut în tinerire, nu? Și poate că mi-apar, nu știu, 3-4 opțiuni. Sau, și atunci mă duc și uh, încep să uh, culeg informații uh -huh. dar de la medicul respectiv. Tot ceea ce ține de învățișare, căi la față, căi la corp, uh, ține de chirurgia plastică. Uh -huh. Dacă e la față, doar la față, aș putea să, poate să mă duc și la un chirurg de chirurgie bucomaxilofacială, dar cât se duc la chirurgia mm -hmm. BMF? Acolo te duci dacă Mai ai puțin. niște probleme de oase foarte mm -hmm. puternice, dar în general te duci la chirurgia plastică. Ei sunt cei, plastică de aici vine, mm -hmm. de la faptul că schimbă formă. Plastică o să înseamnă formă. Și în, de aici îți obții informațiile, de la chirurgii plasticieni. Pe, poate citești, întâi citești, că poate n să vizitezi 10. Dar, Dar după aceea vezi, te uiți cu, cu ce Nu, se duc, asta. nu așa? se duc la chirurgi, nu se duc la cabinete. Asta, mai degrabă asta e rău. se duc după eduri. Adică vezi niște lucruri și nici nu mai contează cine îți face. Dacă arăți așa, da. e wow! Asta asta e teama mea cea mai mare. Da. Eu cred că eu cred că este doar un segment de populație care face greșeala asta. Marea majoritate uh -huh. sunt responsabili cu ei înșiși. Și mai au și responsabili în familie. Vezi la cine te duci, nu te duci oriunde. Adică nu este lumea chiar așa de naivă. Adică sunt unele, sunt segmente vulnerabile, cum sunt tinerii care poate nu au educație destul, nu au nici experiență de viață, dar, în general, cred că lumea. Totuși, cel puțin categoria mea de pacienți îmi spun că au făcut research, că au, uh -huh. mă rog, au avut experiența altor persoane, da, da. adică au adică pe din, din, din uh -huh. gură în gură. Deci, aș zice următorul lucru: caută medicul, vezi dacă e medic, caută-l pe uh, uh, Registrul Colegiului Medicilor din România să te asiguri că e medic cum îl cheamă pe medicul respectiv, că nu neapărat când te duci la cabinet, unii au pus, știu, și eu avizul de liberă practică, uh -huh. alții poate nu l au, deși ar trebui, cam ar trebui, toate clinicile să aibă uh, medicii cu aviz de liberă practică uh -huh. și cu specialitate, Da, nu mă duc la. mă duc la specialitatea uh -huh. care îmi trebuie mie și, uh, deci, văd că e medic, văd care e specialitatea care trebuie, mă duc, văd, rezonez, ce îmi spune. Ce mi-arată? Ce mă sfătuiește? Văd dacă rezonez. Poate mai mă duc la încă unul. Mm -hmm. Pentru că, atenție, modificările astea s-ar putea să fie forever. Și ce-ar fi să te scoli și să te uiți în fiecare zi în oglindă la o persoană pe care nu o placi? Este dezastruos sau are niște repercusiuni, uh, niște repercusiuni uh, negative asupra vieții tale. Deci faci o investiție chiar și când îți cumperi, nu știu, ceva, nu, o mașină de spălat, o haină, o mașină. Te gândești, te faci un research, mai ales când e vorba de propria ta sănătate și de propria ta înfățișare cu care s-ar putea să rămâi forever. Întrebarea mea este următoarea, doamna doctor. Care sunt uh, așa numitele uh, acte, ca să le spun, acte medicale? Care sunt soluțiile care uh, chiar minim-invazive, care nu da. fac. Adică, ce ar trebui sau dacă vrei neapărat să schimbi ceva, dacă mm -hmm. ești nemulțumit de buzele tale, mm -hmm. dacă toată viața ai făcut un mm -hmm. complex pentru cum îți mm -hmm. arată pomeții sau dacă pur și simplu vrei să faci ceva? Care sunt cele mai puțin schimbătoare fundamentală, Adică nu există. La... nu există. Nu există. Nu există. Uh, bine, toxina botulinică, de exemplu, într-adevăr, este reversibilă. Ea este prin excelență reversibilă. Bine, nu la toată lumea, pentru că uh, am avut o pacientă care uh, a mers uh, pentru riduri la un coleg oftalmolog. A fost și ghinion. Ambele au avut ghinion. Uh, pentru că a făcut un tratament și persoana respectivă avea o insuficiență a musculaturii, este o boală autoimună uh -huh. localizată pe mușchiul ridicator al pleoapei Și a avut ghinionul să aibă o asemenea boală neștiută, care stătea cu minte pentru că nu era deranjată, dar în momentul în care ai pus un paralizant, pentru că toxina botulinică este un paralizant muscular nu a mai putut să-și revină și practica a rămas fără să mai poată să deschidă pleoapele. Deci există anumite... Și, da, era, să spun la oftalmolog, a fost un mare ghinion. se poate întâmpla. Dar ea e cea mai puțin minim invazivă, deși, atenție, dacă cumva o injectezi prea mult, poți să declanșezi paralizii, nu? De exemplu sau o pui în locuri ne, nepotrivite. Într-adevăr cu excepția acestor cazuri foarte nefericite care aveau o patologie neștiută preexistentă care face dintr-un medicament cu o Uh, evoluție reversibilă într-unul cu o evoluție irreversibilă, uh, în rest se duce efectul. Dar, de exemplu, injectată prea jos sau prea în jurul gurii de persoane care nu știu, nu au experiență, adică medici. Uh -huh. uh, așa. Uh, pentru că nici într-un caz n-aș da, deci ar, ar, este, chiar, este chiar crimă, deci dacă cineva face rost de uh, știu și eu 10 flacoane de uh, toxină botulinică și le injectează, să zicem, în zona toracică la îi, îl face, poate să producă, poate dăm acum idei, deci poate să producă stop cardiac la persoana Doamne respectivă ferește. și nu rămâne nicio urmă, pentru că e doar o injecție mică. Așa. Deci apropo de, apropo, de ce nu, nu au răcați, voie? Da, da, da. De ce nu au voie persoanele să decât medici îndrituiți să intre în posesia unor medicamente sau unor dispozitive medicale dedicate exclusiv specialiștilor cu uh, specialitatea prin uh, rezidențiat făcută acolo, da? De aceea. Pentru că și un caz de, uh, și un caz de om nenorocit sau o crimă ne afectează pe toți, nu? Așa ar trebui. Așa. Așa acum, mă întrebase și de Uh, de ce... Uh, care de, sunt de, lucrurile cele care mai care simple, sunt, mai asta, puțin, toxina, da, toxina botulinică, de exemplu. Dar da, da, în în jurul Injectată în jurul gurii, de exemplu, dă paralizie. Nu mai poți bea, mai nu mai poți, poți mânca, nu mai poți vorbi, mm -hmm. da e groaznic. Dar unde se pune? Că noi zicem că și-a pus botox, dar e greșit. Nu? Da, e greșit, da. Toxina botulinică, botoxul este doar o uh, nume comercial Sunt mm -hmm. mai multe produse cu nume diferite, nu le dăm acum mm -hmm. noi aici că nu vrem să le facem reclamă gratuit mm -hmm. se injectează mai ales pentru ridurile din treimea superioară a feței, adică frunte respectiv labă de gâscă încruntare, mm -hmm. ridurile de la frunte, dar mm -hmm. asta este perfect pentru că acolo Uh, și de aceea arată lumea așa de, să zic, mai senină mult timp, pentru că injectează toxină botulinică și cu adevărat aceasta rafinează trăsăturile. Bun, deci să-mi spuneți aici la toxina și botulinică trei lucruri. Dacă o injectez pentru ridurile din jurul gurii, eu nu fac asta pentru că beneficiul este mult, mult mai mic decât posibile riscuri, uh, atunci poate să fie. Dar marea majoritate din public spun așa: Păi, și-a mărit mult buzele și înseamnă că și-a făcut un bot, că așa se cheamă la noi în românește să. Se... Popular și peiorativ bot, și atunci bot-botox. Ah, deci De greșe. aici vine greșit. De fapt, este acid, acid, acid hialuronic. Substanță de umplere. Minim-invazivă. Și, într-adevăr, dacă folosești un ax sau o canulă și introduci un dispozitiv medical-o proteză de tip acid hialuronic, Poți să spui că este minim invaziv în sensul că n-ai luat bisturiul, uhum. să faci o incizie lungă și să faci operații. Ai luat un ac și ai știu și ai băgat în țesuturi acest burețel. Dar atenție, tocmai din această lipsă de sau stai cu garda jos. A, e doar acid hialuronic. Da, dar acidul hialuronic sunt din game diferite. Dacă pui o gamă solidă din aceea care uh, se expandează foarte mult și rămâne foarte mult, uh, are o remanență de uh -huh. un an, doi. Deci, practic, te-ai trezit dintr-o dată cu niște buze care s-au expandat uh -huh. dure, ca un fel de. Uh, nu știu cu ce să-l, cu un fel de cauciuc destul de tăricel, uh -huh. așa. Ca la, cam ca la bilele acelea pe care le Folosim țin în ca, ca să da? ne mm -hmm. calmăm, așa, pentru foarte mult timp și e foarte greu să-l scoți de acolo, pentru că el s-a expandat, expandat în țesuturi. Deci și un minim invaziv poate să aibă maxim de efect nenorocit. Sau, minim invaziv pui la uh, ploapele inferioare. Mm -hmm. Am văzut persoane absolut distruse pentru că s-au dus să corecteze cearcăne, s-au trezit cu acest acest acid hialuronic care se expandează pe măsură ce stă acolo mm -hmm. și se face și practic te-ai trezi cu niște, uh, cu niște punci uh, pe care nici hialuronidaza nu prea mai poate să le uh, scoată bine. Deci trebuie cu foarte multă atenție chiar și aceste, așa zise, minim invazive. Iarăși PRP-ul este, este, PRP mm -hmm. este uh, să spun, uh, mai puțin... Uh, nociv, are efecte da, dar atenție dacă tu ca și clinică sau ca și medic ai confundat ai confundat um, eprubetele și uh -huh. ai încurcat uh, între pacienți sângele, Aula. atunci ai accidente uh, foarte foarte grave care țin de incompatibilitatea sanguină deci nimic din ce e în medicină nu este Așa de minim-invaziv, nici măcar minim invazivile. sau aud non-chirurgicale. Chiar și eu, în lumea mea profesională, încerc să explic: nu este non-chirurgical. Sunt statuate, de exemplu, Asociația Americană, Asociația Medicală Americană și Colegiul Chirurgilor din America. În Statele Unite au spus foarte clar definiția chirurgiei. Odată ce ai depășit bariera dermică, adică acel strat de piele care este uh -huh. pavăza între organismul tău și exterior este ești în domeniul chirurgiei. Bun, acum aș vrea să-mi spuneți, din dată, există un folclor, există vorbe printre oameni că din dată ce ai început să pui, nu te mai poți opri. E adevărat? Nu, nu e adevărat. Nu, nu, nu e te adevărat. schimbi când trece efectul? Nu mm -hmm. se schimbă? Mm -hmm. E mai grav ce se întâmplă mm -hmm. după o, o astfel de... Nu, nu, e o temere, e un mit. Reacția. Mai degrabă mm -hmm. este un mit. Așa, cu, da, într-adevăr, frumosul, frumosul poate crea un anumit tip de dependență. De aceea poate ne îmbrăcăm frumos, de aceea ne spălăm, uh -huh. ne parfumăm, mergem la uh, frizer sau la uh -huh. coafeză să ne aranjăm părul. De aceea avem dinții frumos uh -huh. îngrijiți pentru că frumosul Dă un grad de dependență, civilizația dă un grad corect, de dependență, corect, dar nu mai mult de atât, adică n-am să fac 100 de dușuri pe zi, am să fac fix cât îmi trebuie, deci făcute cu măsură este, este o, o, o expresie a civilizației pentru tine, pentru ceilalți, dar nu, nu creează o dependență în sensul că, au, mi s-a terminat acidul hialuronic, doar în momentul în care vezi că poate, știu, și eu, ai nevoie și te, din nou că poate s-a resorbit. Și te Toate duci aceste la substanțe medicul, se resorb? Uh, și toxina botulinică și acidul hialuronic? Toxina botulinică își termină efectul. La șase luni de zile o cantitate da de toxina botulinică și-a terminat efectul la nivelul joncțiunii dintre nerv și mușchi. Uh, S-a terminat efectul, deci uh -huh. trebuie refăcut. Dacă dorești să-l refaci. Uh -huh. Dar nu e. uneori oamenilor li se prelungește efectul, mai ales la cei care au tratamente de mai mult timp mușchilor au învățat să stea cu minți, nu să mai contract așa de mm -hmm. cu pasiune și deci practic poți să spațiezi și cu un medic responsabil care nu vrea să profite de pe urma ignoranței pacientului mm -hmm. și care știe că orice exces poate dăuna îi spune pacientului acum suntem bine, nu mai facem, facem mai încolo. Da, dar cei mai da? mulți dintre spațiam. cei care fac astfel de acte vor. Profit. profit, Medicina, deci, de, tarabă, exact. medicina de tarabă, medicina de mai spus mult decât voastră. atât. Da. Am avut caz de um, profesie intelectuală, pacientă foarte distinsă, care era chemată la clinică. De nu de public relations, ce mm -hmm. aveau ei acolo, că au trecut trei luni, veniți să vă renoim acidul hialuronic, mm -hmm. de să transformi un act medical într-un fel de, nu știu cum să spun, de agresiune asupra pacientului. Pacienta nu știa. Credea că da, e resorbabil, dar acidul hialuronic, atenție, după ce e pus strat peste strat nu devine aproape de ne... nu se mai resoarbe. Pentru că face un bloc din straturi consecutive suprapuse, face un bloc de produs pe care macrofagul, adică celula responsabilă cu uh, eliminatul din țesuturi, nu-l mai poate ataca. Deci cine a pus de mai multe ori aproape că devine un produs permanent. Deci astea, toate sunt medicină, sunt știință, sunt responsabilitate și trebuie puse în slujba pacientului. Dacă de la clinica respectiv, a, dacă tu, de exemplu, ai primit o schemă de tratament în care ți s-a spus, trebuie să sau te programăm pentru a urma mm -hmm. schema de tratament care a fost explicată pacientului și îl programez și îl cheamă de la clinică pentru că, știți, uh -huh. așa cum am convenit, trebuie se apropie să miște, sorocul uh -huh. și așa, atunci este cu totul și cu totul altceva. Dar nu sună recepționera să spună că, știți, ați împlinit trei luni și gata, veniți, uh -huh. că trebuie să renoim acidul hialuronic dacă nu medicul a spus acest lucru. Deci medicul poartă responsabilitatea uh -huh. actului lui medical. El răspunde... El și numai el, în fața conștiinței lui, în fața colegiului, în fața știu și eu ce autorități mai sunt despre actele lui medicale. Bun. Acum, e clar că aici s-a făcut un pic de lumină. Acidul hialuronic nu se pune de 100 de ori, se pune nu? de foarte puține ori. Se pune exact de mai puține ori, de exemplu, un șanț foarte adânc, un șanț nazogenial, adică uh -huh. cel dintre nas și gură. Dacă e adânc, prima dată pui o cantitate mai uh, potrivită, mai, mai mică. mică chiar, uh -huh. pentru ca, pentru ca uh, să acoperi o parte din șanț, pentru că tu dacă pui de într-un început prea mult, atunci acidul hialuronic Expandează. fuge în marginile șanțului și atunci în loc să, în să îndrepți un șanț, îl faci mai adânc. Deci acesta este un tratament în trepte și după mai chem la evaluare pacientul la 3 luni, după care dacă ai pus două straturi, probabil 2-3 ani nu mai are nevoie. Pe de altă parte, sunt, aș vrea să vă întreb, așa, ca omul care a ajuns la anumită vârstă, de ce ne trezim cu ochii umflați? Um, cu timpul, uh, cu timpul, aceste țesuturi care ne acoperă punguțele de grăsime, care, depozitele adipoase, mm -hmm. care sunt. În jurul ochilor, noi în jurul ochilor avem și la ploapea inferioară și la ploapea superioară niște depozite de țesut adipos cu anumite de roluri. Uh -huh. Ele pe de o parte devin mai, să spun așa, mai apte să tragă, uh, să tragă, uh, să se uh, să apa, dar pe de altă parte țesuturile de acoperire care înainte își făceau treaba cum este mușchiul, cum sunt, cum e țesutul adipos de dedesubtul pielii, cum e pielea mai groasă și au făcut treaba și au acoperit ca o plăpumioară acele depozite fiziologice, dar când noi îmbătrânim și uh, mușchiul uh, se lasă, țesutul adipos dispare, pielea se lasă și ea rămân săracele uh, depozitele pe suprafața osoasă ca... Nu știu, rămân în, rămân în plus, rămân expuse, nu mai are cine să le a, Și asta, da, sau acest lucru dă ca noi să ne trezim cu niște pungi umflate dimineața, un, un cumul de factori. Pe de, de o parte, lipsă de acoperire asta? și, pe de altă parte, o a, hipertrofie a celor a celor zone. pungulițe. Uhum. Bun. La la ce vârstă începe să Depinde, depinde de constituția genetică. Sunt unii care unii oameni care au de foarte tinere acest lucru, plus cei fumători. Fumătorii se trezesc dimineață cu ochii umflați din în cauza că au probleme la circulația limfatică și venoasă, care doarme odată cu omul peste uh -huh. noapte, și atunci ele nu mai funcționează, pompele astea de eliminare a lichidelor, și se trezesc cu pafines, adică uh -huh. cu, exact. uh, cu ploapele umflate, mai ales cele de la partea inferioară, deci și un stil de viață contează sau dacă, nu știu, ai mânca foarte sărat seara dinainte poți să reține... Se, mas... se, se tratează aceste situații cu ochii umflați? Se tratează, bineînțeles sigur că da, bineînțeles pe de o parte poate că îți îmbunătățești stilul de viață, nu mai fumezi așa, dacă așa, are cine corect. să te sfătuiască pe de altă parte dacă sunt pungi Chirurgul plastician trebuie să spună ce ți se potrivește: Ți se potrivește o operație de excizie, adică de îndepărtare a pungilor, sau ți se potrivește o blefaroplastie, adică o intervenție asupra ploapelor inferioară prin adiție, pentru că persoanele acelea care sunt mai în vârstă și au expuse acești săculeți. Poate nu au nevoie să scoată săculeții, pentru că ei oricum sunt de acolo, ci au nevoie să de acopere. Uh -huh. Deci să uh, întinerească țesuturile de acoperire, adică țesut adipos, laser și așa mai departe. Deci la cearcăne eu reușesc să uh, nu să scot, ci să adaug și nu numai eu, mai mulți colegi din lumea aceasta mare, chiruși plasticieni, care fac blefaroplastia prin adiție. Uh -huh. E un concept diferit, dar odată ce explici pacientului, pacientul înțelege. Pacienții sunt foarte... Dacă are cine să le explice și așa, doamna, doctor, dar ce bine am înțeles, vă mulțumesc. Adică, oamenii doresc să știe și dacă nu doresc să știe și vor, nu, 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 mie să-mi faceți așa și așa, înseamnă că nu sunt pacienții pe care îi dorești. Inter corect. Bun, deci, am înțeles cu, cu pleoapele, mai ales cu cea inferioară, dar se poate și la cea superioară. Sigur. Am văzut tot felul de suporți de plastic pe care să-i aplici pe pleoapă ca să-ți ridici nu știu ce. Se vând tot felul de tâmpenii pe internet. Uh -huh, știți da. despre? niște Ca niște autocolante mici. Nu, nu știu. Mai bine că nu știți. Nu, pentru Bun. că noi noi unde ne informăm? Noi ne informăm din articolele Păi da, dar noi suntem medici. Noi suntem expuși la campaniile da, de marketing așa este bine și ticluite. Bine ticluite și uneori chiar se vând tot felul de de... de bă... Gegeturi care care sunt doar ca să păcălească lumea sau unii oameni să folosesc de anumite nume, mi s-a întâmplat și mie, s-a întâmplat și soțului meu, să vândă în numele nostru cu imagini decupate de pe internet mm -hmm. ale figurii noastre. Sau, ca și cum ar fi dintr-o emisiune și să-și vândă ei niște prostii, niște creme, niște. Și acesta e un fel de infracțiune. Este o infracțiune din aceasta mediu virtual. Bun, o infracțiune dacă... adevărată în mediu virtual. Dacă vrei să faci, totuși, ceva, ești nemulțumit și ai nevoie, simți că ți-e bine sau ți-ar fi mai bine dacă ai face un anumit gest care e din zona asta. Dați-mi niște sfaturi. La ce să fiu atentă? Nu știu dacă vreau să îndrept niște buze care sau subțiat pentru că pe măsură ce trece vremea, buzele dispar încet da. încet pentru și că și sunt și persoane tinere, deci acei acele cei adolescenți care au buze foarte subțiri sau alte Imperfecțiuni fizice care uh, sunt împovărătoare. Deci, niște buze foarte subțiri pot să fie împovărătoare psihic. Niște sâni foarte mari uh, sau niște sâni foarte asimetrice. Am avut acum, în ultima vreme, multe asimetrii mare la adolescente, 16 ani. De ce? Pentru că este o malformație congenitală, un sân lipsă hipodezvoltat, subdezvoltat, și unul foarte mare, atârnând, mm -hmm. deci o anomalie. Aceasta se corectează prin chirurgie plastică și ajutați-vă adolescenții priviți, vorbiți cu ei, vedeți ce e apasă, îi apasă enorm. Se consideră tarat, se consideră singuri, mm -hmm. se consideră și aici tot felul de repercusiuni. Așa, stați de vorbă cu adolescenții dumneavoastră, priviți-i la poziția corpului la și uh -huh. cereți ajutor. Deci, sunt, sunt prea mari, urechi, clăpăuge, nasuri, nas prea mare, buze prea subțiri, deci tot ceea ce iese din normă, da, are indicație adevărată, așa cum ar trebui noi uh -huh. să facem, chirurgii plasticieni, să facem mai ales... În proporție covârșitoare la indicații adevărate, nu la cele închipuite. Știam, sunt de cupă mm -hmm. C și mie îmi trebuie cupă E. Nu, asta e o frivolitate, nu e sănătoasă. E, da, pe de altă parte, dacă omul vine și își dorește, chestia da, asta. Dacă omul vine și își dorește, tu stai de vorbă cu el. Nu te obligă absolut nimeni să-i faci, dar te obligă um, deontologia mm -hmm. ta și etica Hai ta, de ta mai bun sfat. să explici omului mm -hmm. care sunt repercusiunile Dacă, -ar, dacă cineva iar face această operație dacă cineva fără știință și conștiință că de fapt aici e vorba știință și conștiință iar face acest lucru cum s-ar îngreuna viața lui, cum ar fi viața lui peste nu știu câți ani, cum îi trage de de exemplu de coloana vertebrală și ne auzim că ne critică mm -hmm. ortopedul sau neurochirurgul că am făcut cocoașă sau am făcut mm -hmm. deviații de, de, de la mm -hmm. de, nu, am avut sau ne trage de umeri și așa mai departe? Nu. Deci trebuie să explicăm pacientului. Dacă pacientul înțelege, ne va mulțumi, ne va aduce alți pacienți uh -huh. care cu adevărat vor avea nevoie. Deci nu se răcește niciun nici chirurg și niciun medic dacă dă sfaturi bune oamenilor, care, da, poate îndepărta un om de la operație uh -huh. respectivă, dar aduce alții. Așa? Deci, la ce ne uităm? Să fie, să fie medicul de specialitate, să fie medic? Da? Să se uite, deși în, în registrul colegiului, care e ușor de, mm -hmm. de colegiul meșterilor din România, să fie de specialitatea respectivă, să uh, aibă medicul să fie decent. Adică, eu nu m-aș duce niciodată la un medic care își face reclamă în piața publică, ceea ce este și interzis prin codul deontologic. Cum de adică e interzis? Ce vreți să spuneți? Adică ce? Noi avem un articol în codul deontologic în care, nouă, medicilor, ne este interzis să ne facem reclamă cu prezentare proprie, mm -hmm. adică poza noastră și numărul nostru de telefon sau contactul nostru. Aceasta mm -hmm. se cheamă reclamă cu prezentare proprie în spații publice și este interzis prin cod. Deci, dintr-o dată, un om avizat, bine, în afară că nu dă bine să. Vinzi medicina pe stradă uh -huh. În felul acesta, vin la mine a, Și mai promite Buze perfecte, uh -huh. nu știu ce perfect da? Deci această medicină de tarabă Nu, nu, nu e bun nu, nu e permisă Și dă un diagnostic Asupra medicului Că medicul respectiv N-a putut altfel să se impună în fața decât o campanie De marketing. decât și iar unele posteri de pe stradă sunt și ilegale dacă ar fi să, deci sunt nedeontologice, aici colegiul ar trebui să știe și să ia măsuri, agențiile de publicitate uh -huh. ar trebui să știe lucrul ăsta, dar am dat noi un telefon sub acoperire și ce să vezi? Răspunsul a fost a, a la, la uh, remarca unui coleg, dar știți că nu e deontologic acest lucru? Știți că uh... Codul nostru ne interzice să apărem cu fața noastră uh -huh. în locuri publice și cu numele nostru și cu numărul nostru de telefon. A, nu vă faceți nu vă faceți probleme că avem cunoștințe la colegiu. Da, așa a, este. Alea. Adică, în timp ce marea masă, ce marea masă a medicilor înțeleg să nu-și facă reclamă pe uh -huh. stradă, pentru că nu e deontologic, tu apelezi la aceste... Um, Agenții lipsite de. Uh, pentru că reclama înseamnă foarte mulți bani pe stradă. Reclama pe, asta înseamnă că tu trebuie să produci pacienți. Deci, dacă tu trebuie să produci pacienți, înseamnă că vei face acte medicale fără indicație medicală. Că trebuie să scoți banii de pe reclamă. Corect? Da. Deci, uite unde duce lipsa de integritate. La lipsă de integritate și în cele din urmă la uh, atac, la siguranța pacientului. Bun, deci uitați-vă la. De, dacă v-a apărut un, o reclamă la ceva nu e în ordine, mai bine căutați cu atenție omul care să facă o, o astfel de operațiune. Am, am, am o dorință. Am, am, uh, de exemplu, am un nas prea mare, ca o trinoplastie sau operație de micșora nasul. Și o să-mi apară niște oameni. Mă uit și eu, citesc, nu știu ce, după care vizitez. Nu mi-apare pop-up nasul, uh -huh. nu știu cum, făcut cu acid hialuronic. Apropo, acidul hialuronic la nas, o operație foarte mult marketizată, o operație, o intervenție, este profund dăunătoare, poate să moară instant pielea nasului sau poți să faci emboli de acid hialuronic la ochi și să rămâi orb, de exemplu, dar... Cine știe lucrurile astea, noi spunem, facem campanii cu societatea noastră de chirurgie estetică, dar trebuie foarte, foarte multă educație și și, da, unde să faci educația? Cine îți dă ție spațiul în afară de, uite, avem podcastul ăsta? Da, acum, eu pe mine mă interesează ce, ce văd oamenii care ne privesc. Văd uh, și e adevărat, ne uităm, am fost la o petrecere, toate femeile arătau aproape la fel. Toate erau uh. brunete, cu părul lung, cu buze proeminente, îmbrăcate în chestii mulate, parcă erau surori. Nu erau neapărat, dar... Pe de altă parte, stau și întreb, e un trend mondial să arăți, nu știu, ca Shakira sau ca, știu eu, Kardashian? Știți că e o da. obsesie pentru Kim da. Kardashian, o diferență da. mare între talie, între și, talie și fund. Da. 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 Uitați, în, de exemplu, dacă ați frecventa și am pus pe post. Am postat de la grupul femeilor chirurg plastician. Uh -huh. Mă uitam și îmi creștea inima de bucurie. Toate fete, toate femeile, chirurg plastician, toate colegele, arătau foarte natural și foarte frumoase. Deci, asta este adevărata, să fii tu, să ai trăsăturile tale individuale, să, să poți să captezi cu un aspect îngrijit. Uh, estetic, normal, natural să poți să captezi atenția celui din față cu ceea ce spui tu, cu ceea ce prezinți tu. Da, cu da, ceea pe de altă ce... parte, uh, în lumea asta e multă imagine. Este da, foarte E multă, e multă imagine. imagine, dar încă o dată uh, sunt convinsă că sunt convinsă că acolo unde contează, poate la locul tău de muncă pe care ți-l dorești, vrei să fii autentic. Uh, poate în familia ta vrei să fie autentic. Poate să-ți găsești un partener autentic. Pentru că dacă nu ești autentică, Uh, vei găsi un partener neautentic. Da, da oamenii, poate că, dar oamenii, femeile mai cu ales, poate asta exact. dorești. Să... Femeile mai ales vor să fie foarte frumoase, vor să se vadă. Da. Citam un interviu, dacă da, nu, nu e, mă înșel, cu Courtney să nu Cox, în... care este una din actrițele din Friends și care spune că regretă că și-a făcut niște proceduri estetice pentru că nu mai seamănă da, cu ea. exact. Îți Întrebarea este: care sunt acele proceduri care te pot face să arăți total altfel și pe care le ai putea regreta. Dar, dar un pic de un, 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 o cantitate potrivită și apropo asta cu mililitri când, când, când aud că cât costă mililitru, nu, da. medicina nu se vinde pe mililitri, nici cu kilogramul este un act medical este un act Am medical zice eu, de cât știință, e un mililitru de hialuron este, în buze? Și exact, când mi puteți face. este un act medical care se bazează pe știința și conștiința chirurgului, pentru că chirurgia estetică este jumătate art jumătate știință, deci nu e cu mililitru și nu se face la promoție și nu se face cu reclamă pe stradă și nu se face cu reclamă adică, se, face cu, se face deontologic se face cu bun simț uh, și atunci, da, poți să ai încredere în medicul respectiv și după ce îți crește, după ce ai încredere în el, atunci mergi probabil cu medicul respectiv um, deci cu, un, cu acidul hialuronic tu poți folosi o cantitate mică și să obții un rezultat foarte frumos sau poți să obții o cantitate mare pusă într-un loc nepotrivit sau pur și simplu în același loc, dar o cantitate foarte mare și să nu mai răți tu. Și să nici să nu-l mai poți scoate ușor. Deci limita dintre frumos și ridicol e foarte finuță. Foarte, foarte. O linie fină. O poți trece ușor. Deci aici contează foarte mult pe mâna cui... Te dai. Asta este, de fapt. Bun. E important prețul, e foarte important. Unii nu își pot permite, și atunci se duc la tot felul de campanii de care spuneți. Mă duc pentru că acolo e mai ieftin. Este întotdeauna mai ieftin o soluție? Nu, nu este. Nu când vine vorba efte, de. Nu, asta? Mai este o, nu este o soluție, pentru că poți să regreți foarte tare. Poți să, poți să renunți, de exemplu că persoanele care se îngrijesc în general investesc și în accesorii poți să renunți poate la un accesoriu pentru o vreme și să porți să, să, să porți ființa ta frumoasă, să investești în ființa ta, nu neapărat în ultima, nu știu, ultimul pantof ultima, adică reorientează, prioritizează resursele spre ceea ce este important, pentru că Pantoful și uh, poșeta o mai pot schimba, dar odată ce fața ta e într-un fel, uh, nu mai uh, e foarte greu să o mai uh, să dregi, să dregi lucrurile. Și apropo de uniformizare, e foarte tristă. E foarte tristă și dintr-o dată decredibilizează. O persoană care uh, sau într-un grup de persoane toate arată la fel și toate arată exagerat deja, deja îți pierde, pierde interesul dacă cineva spune că a, doamna respectivă e o învocată de mare succes. Păi dacă îți dai seama că a exagerat, înseamnă că, înseamnă că nu-i persoana de... nu ți inspiră încrederea aceea să te duci să-ți să o cauză. Deci te decredibilizează. A, dacă ești, știu și eu, lucrezi în branșa aceasta, să spun de companie, nu? Așa și vrei și pe acolo. Acolo probabil e o nișă. Fiecare trebuie să-și câștige pâinea într-un fel. Dar dacă nu ești din branșa respectivă, hai să încercăm să să încercăm să să înfățișarea să fie elegantă, corectată, uh -huh. că sigur toți avem nevoie de corecții. Uite, uitați-vă da la să mine, eu ce aș avea nevoie? Nimic! Nu, nu, nu. nu. O, e, acum sunt machiată. Dacă sunt o femeie de 50. Ce ar trebui la vârsta asta să, să fac ca să fiu eu liniștită cu mine? În general, mm -hmm. în general nu răspund la întrebări uh, uh, <laughs> da, da, provocatoare. La un da, da, da. Pentru că, uh, pentru că noi uh, medicina nu avem voie să inducem, nu avem voie să inducem. Um, cerințe uh -huh. pentru pacienții noștri. Pacientul trebuie să vină el să spune, știți, doamna doctor, eu m-am uitat în oglindă și mi-am dat seama că acest lucru începe să nu mai îmi placă sau nu îmi place și atunci noi des deschidem si, uh, acel subiect. Da. Dar dacă, de exemplu, Liana ar spune uh, Dana, eu m-am uitat în oglindă și mi se pare că uh, ridurile mele de încruntare Correct. sunt exagerate datorită Nenumăratelor că nu mai văd și, Datorită da, nenumăratelor griji Și uh, Exprimare uh -huh. de emoții pentru că un jurnalist vorbește și cu chipul, nu numai cu Corect. cuvintele, așa. și trăiește foarte mult și știu că trăiești foarte mult pentru că ți ascult emisiunile mm -hmm. și când operezi și trăiesc alături de tine emoțiile tale, pe lângă mm -hmm. așa. Pe lângă Bun, deci actul ai corectat ridurile de încruntare. corecta ridurile de încruntare. Aici are indicație toxina botulinică, uh -huh. ce liniștește dintr-o dată hiperactivitatea musculară. Lumea în general nu știe, dar odată cu îmbătrânirea, mușchii noștri se contractă involuntar mai mult, deci se contractă tot timpul, involuntar, fără să fie nevoie. Uh -huh. Și atunci acesta ne accentuează nouă ridurile, pentru că mm -hmm. mușchi creează ridurile. Noi dacă am sta așa liniștiți, o viață întreagă n-am face riduri, deci dacă n-am avea expresie, n-am avea riduri dar fiindcă ne mușchim imicinii, uh -huh. exersăm mereu, ne uh, folosim uh, produc riduri. Dar dacă unele linii, de exemplu, de la încruntare, nu s-ar șterge după ședința noastră sau da. ședințele de toxină botulinică, ar fi nevoie să umplem cu acid hialuronic. Uh -huh. da? În general, la vârsta de după 40 și sau mă rog, atunci când mm -hmm. începe să să ne punem problema ce să facem, recomand și liftingul vampirului pentru că dă strălucire, menține tinerețea țesuturilor. Poate că dacă Mi-ar spune și ridurile de parcă și șanțurile astea dintre da, nas da. și gură mi se par un pic, exage mă rog, accentuate, a spune că hai să încercăm, dar nu ca să ne propunem să le ștergem, ci să le îndulcim. Uh -huh. <coughs> să le, așa, am putea face asta. Știu și eu când, nu e cazul tău, dar spun că dacă ploapele ar deveni grele, prea grele, ploapele superioare ar deveni prea grele, pentru că ele sunt frumoase când suntem foarte tineri, ca să fie așa mai, mai plinuțe, mm -hmm. dar când trecem de o anumită vârstă, ele se îngrăunează prea tare, coada sprâncenelor se lasă și ea, mm -hmm. creează și ea un exces la nivelul ploapelor superioare și te trezești dimineața că ți-e greu să ochii -ți deschizi, deschizi da. ochii sau chiar în timpul zilei ai, să zic așa, un pic de dificultate să mm -hmm. combați acest exces de te și atunci, da, o blefaroplastie cu lifting de sprâncene, respectiv a cozii sprâncenelor, poate să fie un lucru bun. Și dintr-o dată se văd niște ochi mari și uh, o bună prietenă <coughs> scriitoare, foarte tânără la suflet și uh, a venit într-adevăr avea indicații pentru blefaroplastie superioară, și am făcut acest lucru și mi-a trimis apoi o poză, o fotografie la lună, două, cu ochii mari deschiși, cu niște ochi superi, pentru că acum puteam vedea ochii, ferestrele sufletului și spunea, uite, m mai făcut fericită, mulțumită că am, așa, ochii mari, mari, mari. Și foarte, foarte sunt satisfacțiile noastre de a face operații necesare care chiar contează, aduc o diferență în viața oamenilor. Bun, asta, asta e Că pentru. Dacă te de la Cupă ce la Cupă de. Nu, e sau interesant. de la Cupă ce la Cupă E, nu poți decât să îmi împovărezi. Dar să schimb de la cineva care nu are deloc sân și care are indicație într-o într persoană cu un. știu și eu, cu un sân frumos. Natural, atât cât trebuie, nu prea mare, e mare diferență. Cred. Pe de altă parte, pentru cei care n-au suficient, că suntem într-o perioadă de... da. în care am pus bani pentru orice altceva, vine iarna, <coughs> vin da. scumpiri, vin tot felul. Care sunt sfaturile chirurgului spre ce să faci ca să ai totuși grijă de tine? Care sunt lucrurile pe care să le facă un om ca să fie... Nu să pară mai odihnit sau să fie mai odihnit, da. ci să pară mai, mai bine cu el. Da. Uh, aș zice stilul de viață. Așa? Dacă eu, de exemplu, sunt nemulțumită uh, de da, fumez uh, două pachete de țigări pe zi sau un pachet de țigări pe zi, primul lucru la care m-aș gândi ca să-mi să salvez uh, frumusețea, dar și poate sănătatea și finanțele, ar fi să tai numărul de țigări, uh -huh. de exemplu la 5 sau 6 adică uh -huh. fac un compromis, așa da. nici nu-i tai organismului Bine, dependența da, da. de tot uh -huh. dar mă gândesc care sunt uh -huh. momentele în care mi le doresc foarte tare și sunt, nu știu, 5 uh -huh. momente pe parcursul zilei, a, dacă mai calc așa strâmb câteodată, ok Uh, dar Bun. asta e unul Dacă da? ești fumător Dintr-o dată, dintr da? dată știi cum e, uh, Vin pacientele fumează 20 de țigări pe zi Ce fac doamna doctor Primul chirurg sunteți dumneavoastră Renunțați la uh, 15, 15 și era. gata uh -huh. Azi, O să arătați mult mai bine Nici nu mai -o, o lună, să... în două luni e... Așa. Și arăți mult mai bine Deci dintr-o dată organismul tot Pielea îți mulțumesc, arată minunat Doi. Apoi să avem grijă cum dormim. E foarte important. Cum poate și nu, cât? Poate nu putem dormi ca lumea, să vedem. Nu luăm noi, o melatonină, să dormim mai bine, poate. Că să dormim bine. Să nu mâncăm seara, ar fi grozav. După ora șase, dacă poți să nu mănânci, este extraordinar. Dormi bine, um, ai un somn odihnitor, nu te îngrași, prea, adică mm -hmm. ești bine, da? Um, mișcarea în aer liber să faci ceva care îți place, nu poate să grădinărești, poate, nu știu, să, să faci ceva care îți place, îți aduce dintr-o dată mulțumire în suflet uh -huh. și mulțumirea se vede pe chip. Apoi, ai o cremă favorită, foarte bine, sau nu știu, un, citești. Pentru că multe sunt, multe din remediile acestea, știu și eu, castra aveți pe față, gurițe de ceai pe față. Am nu am văzut, <coughs> acum e moda peciurilor. Toate vedetele se fotografiază cu două pete de silicon în care de obicei sunt tot felul de lucruri. sau uh, Cred că cum nu strică, așa ne ajută, dar uh -huh. uh, nu. În afară de faptul că fac presiune uh -huh. și presiunea pentru o vreme probabil că ne potolesc mm -hmm. acele depozite adipoase. În rest, este o modă, și chiar dacă ai nevoie, n-ai nevoie, dacă a făcut x, y și z, poți spui să și tu. tu că Bun, deci sfaturile. Adică cum ar veni ție nu-ți pasă de faptul că ai două ridicole chestii pe sub ochi și mm -hmm. pui și tu că ești în trend la modă. Bun, a, a, ați spus ceva deci foarte interesant. asta este, mulțumirea de dinăuntru este și ea un bun, un bun chirurg plastician, un bun chirurg estetician. dar cel mai bun chirurg plastician a spus că e somnul. mai. Somnul, nu. enorm. Somnul și uh, deci te regenerează. Somnul face ceea ce noi ne străduim să facem prin metodele regenerative. Tu -ți faci singur, dormi și te regenerezi. Deci se spune că dacă nu mănânci după Ora 6, dormi și slăbești. și Adică, dacă mm -hmm. ești mai plinuț, dormi și slăbești. Dacă mănânci după ora 6, dormi și te îngrași. Uh, și, în plus, somnul e regenerator, deci te trezești bine odihnit. Și aici, de, dacă nu dormi, ce poți să faci? Ei bine, aici trebuie să duci la un somnolog sau să faci mișcare înainte Cum de -a a te... înainte... Cum sau perna? Nu doar un chirurg. Uh, eu dorm cu perna ortopedică, adică acea pernă care îmi ține. Uh, coloana uh, cervicală într-o uh -huh. poziție corectă. Mie îmi plac foarte mult. Când nu, nu e înaltă, nu e nici joasă, uh -huh. e ortopedică. Uh, mișcarea înainte de, înainte de a ne culca e foarte bună. Mișcarea da? mi la oglindă mi eventual, sau în fața o ferestrei sau, un aer liber, păi sau în aer liber. Păi în aer liber. Mișcarea, să facem plimbare, să ne plimbăm, e grozav. Uh, să te obosești puțin. Să nu te uiți pe telefon. Să uh -huh. nu te uiți la lucruri stresante. La televizor. Adică, da, știu că e foarte, e foarte greu. greu, e foarte greu, dar dacă tot ar fi să mă întreb ce anume pot să faci, cred că și pentru mine ar fi un ideal să-mi iau o carte și după ora, nu știu, nouă, știi, um, um, regretatul um, uh, beligan... Um, Așa spunea și întotdeauna, indiferent ce avea, la 9 și jumătate seara el dormea. Am avut uh -huh. onoarea și plăcerea să, să, să știu acest lucru pentru că a fost oaspetele uh -huh. pensiunii um, mamei mele, Casa Lucreția. Și am văzut la ora 9 uh -huh. și jumătate, indiferent ce, mergea la culcare, mânca puțin seara și iată, 90. A, a ajuns, ajunsese la o vârstă Foarte înaintată uh -huh. în care juca Și era perfect Era un om care a știut Să-și aibă grijă de stilul de viață Nu avea niciun lifting, arăta grozav uh -huh. a, Foarte, foarte bine care e rostul apei? Ne ajută? Că sunt unii care beau foarte <coughs> mult apă Ne ajută? Tot, totul cu măsură, dacă ne este sete și chiar dacă nu este, nu ne este sete, dar eu zic călduroasă așa, mm -hmm. ar trebui să bem, să bem apă, pentru că uneori suntem așa de angrenați în activitățile noastre că uităm să bem, nu mâncăm, poate nu ne este mm -hmm. sete mm -hmm. și nu ne hidratăm suficient. Dar nici părerea mea este că persoanele care stau chiar cu apa lângă ele și beau, nu știu, 3, 3 litri, litri da. de apă, mm -hmm. cred că exagerează, nu, nu cred că... Nu cred că are vreo, vreun rost. adică Acum am o întrebare să la bei medicul, apă, Dana Adică să bei apă mm -hmm. cât, îți, cât îți este. Să nu te neglijezi, dar nu să face, să exagerezi. Nu, că se spune întregi. că de la o anumită vârstă mai confund senzațiile. Când ți-e sete, poate că ți-e foame. Că la nivelul creierului... Se... Și nu uităm că de fapt e vorba de lichide, nu e vorba numai de apă. Și lichidele ți le ieși dintr-un fruct și dintr-o supă sau o ciorbă sau... E cafeaua nocivă pentru piele? Dacă e prea multă, tot ce e cu măsură e bun. Dacă e în limite normale, știu și eu, o ceașcă, depinde și de ceașcă, dar uh -huh. o ceașcă două pe zi nu face rău, din contra, Cafeina, teina sunt activatoare de activatoarele unui, unor procese fiziologice bune. Și acum mai am o întrebare, sigur că e mai degrabă în zona de chirurgie bariatrică. Da. Din ce în ce mai mulți oameni își taie stomacul, fac tot felul de acte medicale categorice, înainte de a a merge la nutriționist. Când e indicat să-ți da. tai stomacul pentru că nu reușești să slăbești. La obezitățile morbide. Da. Noi Ce le înseamnă numim asta? obezități morbide, adică obezități care depășesc, știu, și cu kilograme bune, 20, 30, 40 mm -hmm. și mai mult de atâta mm -hmm. o greutate pe care ar fi normală pentru tine. Și dacă nu reușești altfel și dacă ești. și predispus sau ai deja diabet, atunci chirurgia bariatrică este de mare ajutor. Uh -huh. Dar, atenție, nu se face frivol. Și aici, din nou, trebuie să te adresezi unui chirurg cu conștiință. Adică să nu dorească să cheșuiască faptul că tu nu poți să slăbești 8 kg. 4 uh, kilograme nu, nu e de mers la chirurgul nu, bariat nici într-un caz, pentru că se produc, se pot produce slăbiri uh, foarte mari, nenecesare, drastice, foarte greu de stopat, uh -huh, uh -huh. care uh, aduc un efect uh, contrar sănătății și frumuseții. Nu? Uh, tot așa, chirurgi, medici cu știință și conștiință, care să-ți dea sfatul cel bun. Acum există foarte mulți și nutriționiști care mm -hmm. sunt, um, sunt într-o relație să spun, deci sunt și nutriționiști cu știință și conștiință care spun de aici până aici putem noi, nutriționiști mm -hmm. de aici trebuie să te adresezi chirurgie bariatrice. Deci lumea ideală a medicilor ar fi o lume a, a, a colaborării dintre specialități mm -hmm. lăsând deoparte ce vrei tu să cheșuiești, adică ce vrei tu să profiți uh -huh. de pe urma pacientului uh, și sunt medici, nutriționiști care îți fac, îți fac analizele, văd în ce um, ești, în ce zonă te situezi, pot ei, pot uh -huh. bariatricii, poți tu, poate n-ai putut de suficient, dar um, și mai există acum și tratamentele de slăbit, medicamentoase, care um, da. Deși sunt niște studii care um, prăștie spaima în populație, de fapt o să vedem că foarte curând poate chiar în viitor, uh, așa, uh, aceste medicamente mm -hmm. care, da, da uh, am văzut îți... pe Jimmy Fallon la întrebat totul mai pe Ozempic, da. Așa, da, da. da, da <laughs> se vor da în populația generală, mm -hmm. deci ele vor fi în populația generală, pentru că studiile sunt foarte încurajatoare. Mm -hmm. <coughs> riscul de cancer sau riscul de alte patologii este scăzut uh -huh. și în schimb îți aduce îți aduce, um, starea de bine dorită și sănătate, dar bine numai și numai cu medicul nutriționist. Medicul nutriționist faci adevărat nutriționist. Și aici e ai o discuție. Nu aceștia care sunt nutriționiști, care se da. recoltează dintre se nutriționiști făcuți din nu știu din ce cei care sunt antrenori de sală sau mai știu eu ce, nu, aceia nu sunt nutriționiști, sunt sfătuitori. Sunt consilieri. Dacă vrei pe zică? ei să-l iei de mm -hmm. consilier, dar nu el trebuie să-ți dea ție chirurgie bariatrică sau tratamente de slăbit sau așa mai departe, nu. Doamna doctor, mi-ați spus astăzi așa, că da, dacă sunt lucruri nemulțumitoare de multă vreme, urechi, nas, buze lipsă, sâni. chestiuni de genul ăsta, sâni. Da, e de mers la chirurgul estetician Celelalte mofturi Atenție, dacă vrei neapărat Să le faci, măcar fă Undeva, unde știi Că le vei face fără să ai Efecte neașteptate Cumplite pe termen lung da. Asta mi-ați spus Pe de altă parte mi-ați spus că sunt lucruri noi nouțe Acest PRP Despre care mi-ați spus că nu e atât de costisitor Și poate ajuta în mai multe domenii Inclusiv în zona asta de frumusețe da? da? Mi-ați mai spus că uh, toate lucrurile astea sunt, ar trebui să fie făcute cu măsură, într-o da. formă de echilibru și cel mai important lucru dintre toate pe care mi le-ați spus, alege cu atenție omul care înțeapă. Medicul. Omul, medicul, da. Sunt și nemedici, la asta mă referam. la. Da. Adică, în niciun caz nu merge la în cineva care caz. nu are certificat de, de medic. medic. De uh, asumat, care nu ți-arată acest lucru pentru că nu știi la ce te expui. Da, exact, aceasta ar fi. Și mi-ați mai spus. Mergi la medic, mergi, mergi numai la medic, și mergi la medicul care are specialitatea potrivită. Să-ți schimbe ție trăsăturile în bine. în bine. Că se pot întâmpla accidente și pentru Absolut. asta s-a născut seria aia de la Entertainment, se cheamă Bocht, la care eu uneori mă uit și nu vine să cred în ce fel au putut ajunge niște oameni. Cât despre lucrurile pe care le putem face fără bani, adică, mă rog, fără foarte mulți bani. Ba din contra, economisind. A, economisind. Încercați să tăiați din țigări dacă sunteți fumători. Încercați să nu mai mâncați după șase, a atenție la sare. Încercați să faceți un pic de mișcare. Străduiți-vă să nu mai citiți toate lucrurile care vă sperie. Sau să priviți mai ales. Da, exact. Nu vă mai, nu mai priviți toate, nu mai alegeți. Avem un, un talent să ne uităm la toate catastrofele, la toate lucrurile neplăcute care se întâmplă. Renunțați la dispozitive și foarte important, ați spus ceva foarte important, încercați să dormiți bine și suficient. Cred că, de fapt, cel mai bun și asta. E și titlul podcastului. Cel mai bun chirurg estetician e somnul? Somnul, da. Și activitățile care vă fac plăcere, vă destind și fac viața mai frumoasă și chipul mai frumos, într-un mod foarte, foarte plăcut. Hobby-urile. Grădinăriți. Uitați-vă la în, în natură. La pisici. Ah, chiar în Japonia s-au deschis, deschis mai multe restaurante în care pot să mângâi pisici. Ca să te destinzi. Vă mulțumesc din suflet. Gata. Pentru astăzi, uh, doamna doctor Jianu, o găsiți la o căutare simplă, aflați și unde este, unde are cabinetul. E unul, vă spuneam și mai devreme, unul dintre pionierii medicinii estetice, chirurgiei estetice, că tot m-ați uh, atenționat ca asta, așa trebuie să spunem. Uh, mulțumesc încă o dată din tot sufletul. Sper că am spus tot ce era de spus. Mai e ceva? Sigur, Ați vrea să adăugați sigur, ceva? Cu siguranță va fi, dar poate, poate că o să ne întrebe... Uh, Privitorii podcastului vor mm -hmm. pune întrebări și uh, acesta ar fi idealul să răspundem altă dată uh, poate unor zone neacoperite. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată! Magic